Ana Maria Prodan a lăsat în urmă toate greutățile prin care a trecut în ultima perioadă și la doar câteva zile de la Paște și-a chemat prietenii și apropiații și a încins o petrecere de zile mari. Au avut și un motiv bun de sărbătorit, căci a fost ziua nașterii fiinei impresarei, așa că a decis să o celebreze la vila ei din Snagov, de pe malul lacului. Au petrecut până noaptea târziu, au ascultat muzică lăutărească, cântată chiar de taraful finului ei și au mâncat bucate alese. Acum, vedeta s-a lăudat pe rețelele de socializare cu cheful pe care l-a organizat. Nu este niciun secret faptul că Ana Maria Prodan știe cum să se distreze, iar atunci când a știut că se apropie ziua de naștere a fiinei sale, Andreea Lege, nu a mai stat pe gânduri și a organizat o petrecere de zile mari. De muzică s-a ocupat fiinul impresarei și soțul sărbătoritei, care a înființat taraful Viorel Bagoteanu, care îi poartă numele. Vila ei din Snagov a devenit neîncăpătoare, căci și-a chemat toți prietenii, dar și apropiații la chef. S-au distrat până noaptea târziu, au dansat, au mâncat, dar cel mai important au fost împreună. Din imagini se vede clar că vedeta de televiziune a uitat pentru un moment de divorțul de la Urențiu Reghecamp și s-a distrat la maxim, fără o urmă de regret pentru ceea ce a trăit în ultimele luni. Ana Maria Prodan are 100 de fiini, iar numai 20 au fost prezenți la petrecerea zilei de naștere a Andrei Lege, care este și nepoata lui Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal. Sexy impresara spune că nu mai există resentimente între ea și tatăl fiului ei, ba chiar cu ocazia venirii sărbătorilor pascale, Ana Maria Prodan s-a decis să-l ierte definitiv pe Laurențiu Reghecamp. Tot ce-și dorește este să devină din nou o femeie liberă și să poată să mai dea iubirii o șansă. Eu întotdeauna vorbesc civilizat, am nervi normal că vreau să scap, e timpul să merg mai departe și să nu mai stau legată de Reghecamp, scandaluri și mitocănii, vreau să fie o femeie liberă, să-și înceapă viața, să-și înceapă o relație ca lumea. Copiii mei la fel își doresc, să nu mai fie asociați de fiecare dată.